Hai după... Ce muzică! De disco! Da. Mulțumesc! Mulțumesc, mulțumesc! Ce muzică de club ți-a pus așa? Da, știu, mă cum. Da, exact. Trebuia să-mi bate pe... Oricum, e aceeași temă pentru toate fetele, da. De Revelion. Da. Eu am ales un Revelion acasă împreună cu familia. Acasă cu familia. Da. Ok, bine. Atunci, ce să zic? Acasă te vedeam un pic mai comodă, nu cu ăștia de piele. Da, păi am zis să fiu mai elegantă. A, totuși să fii mai da, elegantă. Da, exact. Puteai să-ți pui și atunci, nu știu, un balerin, o chestie în picioare. Nu? Nu. Nici cercei, nici nimic. Roșu, doar rujul. Da. N-ai superstiții, de exemplu, de Revelion? Păi am ruj. Doar rujul roșu. Da. Eu, de exemplu, port lenjerie roșie. Păi și eu. Și tu? Da. Ai lenjerie roșie. Da. Bine atunci. Și bani? Da. Ai la tine? N-ai. Am o valoriere care e. Ai la valoriere. Da, care e. Bine. Mamele? Acasă da. Cu... E bine. E ok? E bine, da. E ok. E bine. E bine. Oricum, mare așteptări de la jurizare nu o să am, deci eu sunt sigură că o să pice tot pe mine. Mulțumesc mult, Roxana. Cerem. Hai că am făcut-o și pe asta. Vezi că n-a fost așa greu? Da. Sunt important că a participat. În sfârșit vă revine vouă forța, da. Puterea. Cine e următoarea? Eli. Bravo, Roxana. Yes. Muzică.